Salutare, salutare și bine v-am găsit la o nouă sesiune de gameplay din Evolve. Am zis că facem 2-3 meciuri și după aia ies, că vreau să mă curșu de vreme astăzi, că nu vreau să mai stau mult. Și mâine, în cursul zilei, să nu vă așteptați la un stream sau la ceva de genul, că nu cred că am să fac. Poate dimineața să fac un stream cu ceva, ca să nu mai dorm atât dimineața. Că dimineața am obicei să dorm foarte mult și nu mai place să mai dorm dimineața. M-am săturat să mai dorm de la 8 până la nu știu cât, să stau și de la 7 până la 10 să fac un stream, ca să nu mai stau seara, știți, că seara poate mai încheiat să fac altceva, poate mai încheiat să mai petrec timp cu soția mea și nu mai ardu să mai joc așa multe jocuri. Planific timpul în orice caz pe zile și pe jocurile, după așa mai planific pe zile, dar momentan n-am ce să joc pentru că aștept să iasă Dying Light 2, crăcuit, mă refer, pe torente și n-a ieșit nimic. Momentan n-au dat băieții ăștia de la Empress niciun semn cum că ar vrea să crăcuiască jocul. N-au zis că coming soon și chestii de genul ăsta, deci măcar n-a apărut ceva pe site-ul Skid Row. Și jocuri cu... mă tentează de jocurile gen cu ninja, cu așa ceva, cu samurai, cu chestii de genul ăsta mare. Tenta să joc momentan, dar nu am găsit un joc bun care să fie interesant pentru mine. Mă refer să fie așa captivant și să te atragă să-l joci. Și de-aia m-am băgat iar pe Evolve, că n-am găsit nimic deosebit care să mă atragă într-un mod deosebit. Și o să stăcă ca maxim o oră. Facem aviarii ca monstru odată și odată ca vânător. Că vreau să încerc și ultima... Vreau să încerc și caracterul nou care l-am descuiat pentru clasa suport și anume un fel de robot ceva, nu știu ce Dumnezeul e, dar e destul drăguț. Și am zis că ar merita să încercăm să-l testăm un pic, să vedem ce poate pierea și să facem așa un mai scurt, să nu o lungim prea mult. O să mă mai plimb în locația pe care am fost, încep cu aviarii. Și vedem ce e de făcut. Da, ăsta mă atrage în mod special, că altceva n-aș juca momentan, nu știu ce să mai joc, sincer să fiu. Cam o grămadă de jocuri vechi care aș vrea să le încerc, dar trebuie să votez eu ceva, să fie ceva care să mă cucerească, să aibă și free roam, să aibă și elemente de gameplay de free roam, dacă e liniar, să aibă un pic de libertate de mișcare, să fie... Suntem totuși în 2022, anul în care jocurile trebuie să devină free-roam toate. Deci toate jocurile trebuie să fie sandbox. Să nu mai iasă jocuri liniare și scriptate. Și din ce am văzut în Shadow Warrior 3, care o să iasă pe 1 martie, o să fie... Primul nivel mi s-a părut destul de liniar, ca să zic așa. Că urmează un Path on Rails, ca să zic așa. Și sper să nu fie un Rails, că dacă e un Rails, nu o să-l joc. Aia e chestia. Sper să nu-l facă pe șină de tren. Că Shadow Warrior 2 a fost demențial față de 1. Deci 1 l-am jucat în prostie, 1 mi-a plăcut foarte mult. Cel mai mult mi-a plăcut 1. Că a avut pădurile aia de bambus și atmosfera aia japoneză, așa foarte de samurai, de nu știu ce, pala mea. Avea și nivele foarte mari, cu secrete foarte multe și cu multe de chestii de descoperit. Și mi-a plăcut foarte mult ăla. Dar să vedem ce o să iasă cu 3-ul, că nu știu. Sper să păstreze elementele de free-roam care erau în 2. Asta sper din tot sufletul și mă rog la Devi să păstreze elementele de free-roam care erau în 2. Pentru că dacă îl fac scriptat 100%, dacă îl fac liniar și on rails, nu cred că o să mă prea tenteze să-l joc și să-l termin. Aia, poate că o să-l termin o dată așa, dar nu o să-l mai joc după aia, știți? O să termin și îl dezinstalez, pentru că astea, în rest, m-am săturat de jocurile pe șină de tren. Mie îmi plac jocurile sandbox. Suntem în 2022, frate, de jocurile trebuie să fie numai sandbox. De acum încolo. Tot ce apare, absolut tot ce apare, trebuie să aibă elemente de free-roam. Sau măcar să fie partially free-roam, să fie, nu știu, să aibă nivele sandbox, să aibă posibilitatea asta să explorezi cum vrei, să cauți ce vrei, să faci ce vrei.
Libertatea de mișcare trebuie să fie prioritară. Asta e ceea ce pot să vă zic eu despre jocurile care mi le doresc să iasă în 2022. Să aibă această libertate de mișcare care să te lasă să faci ce vrei, să fie ca GTA-ul, știți? Aia mă refer. Să fie freedom, 100% sandbox. În niciun caz liniare, scriptată sau partially freedom, cum era Crysis 3-ul sau... Care le joci o dată și când o dată ce ai făcut capătul, parcă nu vrei să mai reia anumite nivele să le joci. Să le joci. Și... E păcat de joc, știți? E un joc, poate e un joc bun. Poate e un joc cu potențial. Și asta e. Ăsta are toate nivelele sandbox, Hunt. Ăsta, Evolve. De-aia mi-a plăcut foarte mult. Toate hărțile sunt sandbox. Și poți să faci cum vrei vânătoarea. Poți să-ți cauți ținta cum vrei tu. Să o vânezi. Și am zis că facem câteva meciuri astăseară, noaptea asta, ca să nu mai facem dimineața nimic deosebit. Că dimineața o să mai fiu în căutări până găsesc ceva care să-mi placă și să mă atragă, să instalez. Inițial aș fi vrut să joc Jade Empire, dar o să mă mai gândesc. Că ăla nu era chiar așa de freedom. Era destul de liniar și m-a enervat chestia asta. Prima dată când am jucat, m-a fascinat când a apărut, că era foarte mișto, dar parcă acum nu mă mai atrage să joc. Acum, în prezent, mă refer, nu mai are farme cu care l-a avut la perioada respectivă. Și nu aș vrea să urc ceva pe canal care să nu vă placă nici vouă și să nu vă uitați la videourile mele, pentru că e păcat. Sesiunea asta care o trag acum este offline, pentru că jocul ăsta, v-am zis, că are probleme cu contul. Și am ajuns pe Aviary, hai să dăm start match și mai povestim pe măsură ce jucăm, ca să nu pierdem vremea, că avem o oră la dispoziție doar, că mai mult nu stau. Mai mult nu o să stau. Favor Hunters, ok, let's start the match. Hunters. Deci Evolve cred că o să-l joc și peste mai mult timp. Nu știu, îmi place Evolve foarte mult. E singurul joc care mă atrage să joc în fiecare zi, să fac un măgel din ăsta cu monștri. Și poate să joc ca Kraken pe Aviary. Tot pe Aviary, harta asta, insist pe ea, pentru că îmi place foarte mult. Harta mea preferată din tot jocul. Și o să fac și o sesiune ca monstruleț. Și vedem ce minunății mai descuiem. Hai să vedem care e caracterul ăsta. Bucket. Ăsta are un fel de railgun, ăsta. N-arată rău. Cabot. Ah, bucket și cabot. Atâta. Bucket. Ăsta lui. Mamă, ăsta are sentry guns. Fie antenă. Mortal. Damage bonus. Ok. Care-i? Cu raid-ul jucăm? Știi că pierdem, dar mai aș pune gol aia tu. Că e mai ușor de omorât. Gol aia. Select. Gol aia. Gol aia să jucăm. E mai ok ăsta. Și hai să începem meciul. Da, bă, ce ziceam, aștept Dying Light 2, neapărat. Să facă ăștia ceva să-l crăcuiască zilele astea care vin, până pe 1 martie, că după aia o să apară... Stai, că îmi prezintă pe Bucket acum. Ok, am reținut, cred că știu ce trebuie să fac. Maggie, you sometimes call Daisy Ruva, which I assume is her name in your native language, but I do not recognize it. It's Shona. I figured you knew every language. The trick is knowing which dictionaries to load. Ah, a Bantu language. I guess.
I don't speak it much. Mostly some words I picked up from my grandmother. Cowboy este un robot. Cowboy este de fapt un robot. Hai să vedem unde avem primele semne. Că Goliath acum e... Dacă se aude ceva la distanță, nu-mi dau seama unde. A, uite-l acolo. Hai după el. Pic și pac. Pic și pac. Pic și pac, pic și pac. Mergem la pic și pac. Hai să vedem. De jocul ăsta niciodată nu încetează să mă uimească. Da, nu știu ce să joc mai departe în afară de ăsta. Și Car Mechanic Simulator 2020. 2021, pardon. Chiar nu știu ce aș putea să joc. A, aici ai. Uite-l! Pic și pac, pic și pac. Pic și pac, hai să vedem unde e. Hai să vedem unde e monstru. Uite-l aici. Prindeți-l, fiar, mama, alia și mâine. Uite-l, bă. Hunter's win, gata. Flawless match. Aș putea să zic. Cabot e foarte mișto.
Level 7. Item zice argilot. Și acum facem ordinul ca monstru. Feeding speed, ok. Acum jucăm ca monstru. E, acum sunt în avantaj. Aș putea să zic, dacă nu mă bat ăștia pe mine, dacă nu mă bat pe chindeii ăștia, boții. Să sperăm că nu, nu o să fie cazul. Nu știu ce să zic. Hunter's Wind. Păi nu-mi place ca monstru să joc, frate. Nu-mi place să joc ca monstru. Tot ca vânător e mai bine. Nu, tot ca vânător e mai bine, frate. Și mai schimbăm și noi harta. Hai că a început să-mi vină cheful de jucat. Că n-aveam chef să joc, frate, știi? Și eram așa... Eram într-o stare de aia, n-aveam chef să joc nimic.
Dar acum mi-a venit cheful, se pare. Și asta e mare chestie. Să-mi vină cheful. Dădeam. Hai să luăm dădeam. Mapa perfect. Tech drones. Ah, asta am făcut-o deja. Am făcut-o dădeam. Da, am făcut dădeam. Am făcut harta. Am făcut harta, nu are sens să jucăm aceeași harta de ce? De două ori. E, pe asta nu cred că am jucat-o. Refueling Tower. Pe asta nu cred că am jucat-o. Nope. Pe asta nu am jucat-o. Favor Hunters, ok. Cu Cabot să joc. Hunter. Hunters, frate, nu Monsters. Mamă, mișto harta asta. Descoper hărți noi, frate, uite și tu, descoper hărți noi și descoper noutăți pe măsură ce joc, ceea ce mi se pare genial, frate. Descoper că jocul ăsta e ce în ce mai genial și eu nu l-am explorat. Mă refer la locații, că asta mă interesează. Pentru mine, un joc trebuie să fie atrăgător din punct de vedere al locațiilor. Locația trebuie să arate într-un fel ca să-mi placă. Trebuie să mă atrag de ceva, trebuie să aibă natură, trebuie să aibă mai multe elemente. Nu trebuie să fie simplu, deloc. Cabot. Cabot. Bucket, nu? Așa. Bucket e rupere, de fapt. Damage bonus. Golaiat. Bun. Merge. Și aici o să-l bag pe Hank. Pe Hyde. Sau pe partner. Nu, o să bag partner aici. Bun. Deploy. Gata, să înceapă cu niciun. Dar găsesc și pe aici locații și mechere, o să pun... Rămâi și fără țigări. Spune-mi, m-aș duce acum până la benzinărie, dar mi-e cam lene. When you bought Daisy, what did you think you'd be using her for? Not this. That's what I figured. Factor was a rough colony. Violent. Once I had Ruva here, no one wanted to mess with me. It's sort of nice. She probably would have spent her life barking at people. Now she gets to hunt, really be part of a pack. Tell she likes it. Yeah, I never thought about that. Whatever else, this isn't born. No, it is not. Bullseye! Target is vulnerable! Bon, fixate our boss. Harta asta e și mai deep jungle decât celălalt de hărți. Nu, deci asta e o harta jmeche, e rău. Stai să facem așa un print screen.
Așa, facem un print screen aici. Facem un print screen aici. Da, așa. Facem un print screen aici și un paint. Îi dăm un paint. Hai, bă, ce faci? Mai scură o paint. Ești calculator deștept sau mă dezamăgești? Ia uite și tu. Hai să mergem într-acolo. Deci cum arată zona asta. Da, am făcut un print screen. Asta da. Mamă, deci cum arată zona asta, să-mi bag picioarele. Cred că îmi place în nebunie harta asta. Pe asta nu tot și joc, nici nu mai joc altă hartă. Nici nu cred că mai joc altă hartă. Asta parcă îmi place mai mult decât toate. Și decât... Nu mai mult decât Aviarii, ce-i drept, dar... Îmi place. Monster is level 2. Hai mă, că să-l vrem de pe monstru.
că l-am tracat. Uite-l acolo, pe Goliat. Hai după el. Unde e frate? Uite-l acolo. După el. Nu lăsa să scape. Uite-l. Thank you.
Gata. L-am făcut și pe ăsta. Facem două harta asta. Pet. Mobile Arena. Maggie. Tot cu gola aia de suntem. Hai. Go team, go team. Another adventure. Isn't it glorious? Markov, buddy. I think you are the only person on the team having actual fun. What is not fun is great adventure. Well, I think most of us are sort of worried about whether we're going to die here, but I can tell that ain't you. I do not mind dying. Dying to help protect people. You don't got nothing to look forward to? Look forward? Bah! I want to die while I am young and beautiful. Not live until I have face like Griffin's. Look like old man's balls, eh? Look it! We got some hungry birds! Oh.
the monster's leaving. Okay. Unde e monstru? Uite-l acolo. Da, vol doi monstru. Yeah.
an albino here! Unde e monstru? Unde e frate ăsta? Trebuie să-mi poată să joc alte clasele. Pe Joe's Kid. Trebuie să prindem once and for all. Ready? E prea întunecată harta asta, să văd ceva pe ea. Nu e tot ca saltare mai bine. Nu știu ce îmi place harta, asta e foarte întunecată.
Nu e vorba că nu-mi place harta. E vorba că e foarte întunecată harta asta. Gata, ultimul meci. Hai. Bărbă 2 minute, da?
Hai, și ultimul meci. Hunter. Ca monstru nu joc, pentru cum e greu să joc ca monstru. E foarte greu. Asalta lui e cel mai bun. Cea mai bună clasă. Treapărul face treaba bine. Eu nu reușesc să prind monstru. Când trebuie. Nu pot să joc cu treapărul. Sau cu medicul, nu, în niciun caz. Se hiliesc pe toți? Nu, mersi. Eu sunt asalt. Asalt e cel mai tare. Asaltul și suportul. Sunt cei mai tari. Partner. Ăsta e. Ăsta e... Damage output. Cu ăsta... Eu zic că suntem bine așa cum suntem. Numai în format asta putem să distrugem, să o batem golaiatul. Now, darling, we get off of this rock, what are you gonna do with your shares? Well, I should report back to Ganymede. But if we get out of here, I'd sort of like to follow this through, see where these monsters came from. Notice how everyone's talking like we won't make it out of here. Yeah. Yeah, I do. You think we'll make it? I think two things. I think most of us will make it out of here. Most of us? And I think whatever happens, it will not be straightforward. Getting out of here is gonna be like everything else so far. Complex. Sounds about right. Aha, deja avem un semn. Flame breath! Watch out!
hot butter! I got you, Trapper. You're gonna live. Ca să prindem pe nemernicul ăsta de monstru. Gata, Hunter's win. Estos. Parc nou. Și cam atâta pentru azi. Hai, mai e de jocuri să văd dacă zici ceva care îmi place. Să jucăm mâine. Și vedem ce mai găsim. Poate vă zici ceva cu ninja sau cu samurai, cu ceva, nu știu, văd eu. O să mă uit să văd de tematica asta, că asta mă frământa momentan. Și da, azi încheiem aici episodul. Sper să v-a plăcut. Am făcut cărțile mele preferate, pentru că am mai găsit și alta în care e tot preferata mea. Și vă recomand, dacă vreți să jucați jocul ăsta bine, jucați cu clasa Assault, clasa Assault, nu cu altă clasă, Assault sau Support. Deci în alte două clase sunt slăbuțe, iar Assault-ul, dacă e controlat de boss, nu face față în combat, așa bine cum face față un Support sau un Assaulter. Asta e tot ce pot să vă zic. Vedeți, se descurcă foarte bine boții, dar cea mai bună clasă care dă cel mai mult damage este Assaulter-ul. Și Assaulter-ul vă recomand să-l folosiți când jucați Hunt mod, când vreți să vânați un monstru, da? Hunt. Dacă vreți să jucați bine jocul ăsta, dacă vreți să jucați greu și să muriți de fiecare dată, să vă bată un monstru idiot, n-aveți decât să vă selectați celelalte clase, să încercați și pe celelalte, dar vă zic eu că nu o să aveți atâta avantaje cum aveți cu Assault-ul. Assault-ul e healuit, îi se dă shield de către boți și are mai multe avantaje. Partnerul îmi place cel mai mult pentru că are rocket launcher-ul ăsta și are și shotgun-ul ăla care trage mai multe cartușe și dă damage mare. Ăsta și cu Hyde sunt preferații mei. Hyde parcă dă și mai mult damage, nu știu ce să zic, între Parnell și Hyde, aș alege pe Hyde mai mult decât pe Parnell, dar și Parnell e destul de ok. Și cu
cu astăzi se încheie aici episodul. Sper să vă fi plăcut. Eu sunt Horia Apocalipticu și vă doresc noapte bună și ne auzim pe dimineață la alt joc care o să aleg eu de jucat și între timp o să mai stau pe net să mă uit de diverse, da? Să văd dacă găsesc ceva care să-mi placă. Mă făcea cu ochiul și Sifu, dar Sifu o să-l abordăm cred că în altă zi, dacă nu o să găsesc nimic altceva mai atrăgător decât Sifu până atunci, da? Și inițial îmi face cu ochii și primul Shadow Warrior, care mi-a plăcut foarte mult, dar rămân să vedem treaba asta, că ăla e totuși liniar și eu m-am săturat de jocurile liniar, l-am jucat terminat două ori pe primul și e destul de liniar primul față de al doilea. Și eu m-am săturat de jocurile liniare, nu-mi plac astea liniare deloc. Îmi plac astea cu bot sau cu sandbox, cu ceva să fie, știți, în genul ăsta. Bun, hai, noapte bună și ne auzim. Încheiem aici sesiunea offline și vă salut. Bye-bye.